Dacă vorbim de Suceava, a fost și o soluție practică și la îndemână, pentru că au fost două conduceri care și-au dat demisia și atunci trebuia să găsească rapid o soluție. Și cred că asta a fost la îndemână. Asta e un prim aspect. Să știți că chiar dacă e o conducere militară, lucrurile se întâmplă tot după criteriile medicale. Adică tot ce se întâmplă într-un spital, chiar dacă are o conducere militară, se întâmplă exact la fel ca și într-un spital care are conducerea normală civilă. Diferența este că rigorile vor fi altfel și obiectivele vor fi probabil mult mai clare, într-un stil militaresc, adică vor fi atinse mult mai corect și vor fi făcute mai exact, mai tranșant, cu circuite mai corecte, ceea ce nu e rău deloc. Una dintre chestiunile pe care mărturisesc că n-am reușit să o înțeleg este nu lipsa de personal, asta pot să înțeleg și felul în care lucrurile s-au întâmplat acolo, n-are sens să discutăm, dar felul în care pacienții prin aparținători anunțau, strigau că nu au ce să mănânce, că mănâncă o dată pe zi și niște porții care nu te pot ajuta să fii puternic într-un context epidemiologic. Mi se pare că e... Aici cred că aș avea o curiozitate de ce s-a ajuns așa. Aici discutăm de partea organizatorică punctuală. Și probabil că noua conducere militară va aduce exact ce vă discutam. Lucrurile făcute mult mai riguros și probabil că astfel de situații se vor îmbunătăți, nu zic neapărat rezolva. Da, să dea Dumnezeu, domnule Marinescu, ne apropiem de weekend și începe să strângă pe toată lumea informația în condițiile în care ar trebui să ne bucurăm că vine weekendul, dar vă mărturisesc că am o oarecare temere în contextul dat că nemai existând comunicare suplimentară parcă ne-am relaxat, e ceva mai multă lume în oraș, cel puțin mă refer la București, se simte un aer de relaxare. Știți că întotdeauna există o desensibilizare la stres, cred că asta pățim și noi zilele astea. Lucrul ăsta nu ar trebui să întâmple în felul ăsta, ar trebui să fim optimiști și să ne gândim că probabil luminița e undeva la capătul tunelului, dar tunelul încă nu a ajuns la acel capăt. Adică e clar că în următoarele săptămâni, după cum bine vedeți și după statistică, numărul de îmbolnăviri crește și crește vertiginos. Vor fi și cazuri severe, adică lucrurile se întâmplă în continuare. E adevărat că nu e un capăt de țară, că lucrurile sunt echilibrate, dar eu cred că aceste măsuri luate acum câteva săptămâni, tocmai acum se văd. Și dacă noi încercăm și le relaxăm foarte repede, s-ar putea ca peste încă 2 săptămâni să nu avem scenariul pe care îl dorim. Deci cred că nu e niciun motiv de relaxare acum. Da, sunt imagini care ar trebui să ne țină concentrați pentru a putea trece lin de un vârf care se anunță, domnule Marinescu, și vorbesc aici de declarațiile Ministrului Sănătății pe care îl vom urmări împreună la ora 13 în direct aici la Gândul Live. Sunt declarații care ne arată că poate fi acel vârf mai lin, dacă sunt măcar câteva chestiuni pe care le putem duce până la capăt cu responsabilitate. Una, românii din străinătate să ia în calcul intrarea în carantină în momentul în care ajung în România și atunci mă întreb de ce aș mai veni acasă ca să intru 2 săptămâni în carantină și doi, mersul după Lumina Sfântă, care este o tradiție peste tot în lume, absolut minunată din tot ceea ce... dacă vreți să ne raportăm din punct de vedere al credinciosului, dar care în acest context ar face ca felul în care s-ar răspândi povestea asta COVID-19 să ne ia pe toți, nu prin surprindere, ci să ne ducă într-un scenariu pe care nu îl vrem. Așa este. Eu, așa cum am mai spus și cu altă ocazie, ceea ce facem noi la nivel individual va scrie istoria pentru coronavirus în momentul ăsta. Adică aceste două momente de care ați spus. De fapt, eu l-aș considera un singur moment, sărbătorile pascale. Și când spun două lucruri care sunt legate de sărbători, înseamnă cei care vin din afara granițelor și cei care sunt în România și care ar trebui să respecte strict aceste lucruri. Practic, Paștele va fi într-adevăr un alt fel de Paște. Numai că eu îl văd în felul următor, îl văd o mare încărcătură spirituală și eu cred că vom fi mai încărcați acum în prisma lucrurilor care se întâmplă decât am fost în toți anii de până acum. Numai că nu se va întâmpla fizic. Nu se va întâmpla așa cum am fost obișnuiți. Anul ăsta va fi în altfel. Doar că e mai bine să ne bucurăm după ce trece. Adică sărbătorile pascale nu pot să reprezinte relaxare, pentru că este mult prea devreme. Spuneți-mi, există un scenariu 5 în momentul în care, după eventuale anticipări, am trece de 10.000 de infectări? Da, dar deja există, bineînțeles că există. Schimbările însă între scenariul 4 și 5 nu ar fi foarte importante pentru populație. Populația va face cam aceleași lucruri, sau sperăm că va face aceleași lucruri. Însă schimbările vor fi foarte mari la nivelul organizatorii, la nivelul spitalelor. Lucrurile chiar se vor complica atunci. Pentru că va fi un număr mare de îmbolnăviri într-un interval scurt. Vor fi multe cazuri severe. Nu ne dorim acel scenariu, pentru că va fi mult mai greu de organizat totul. Da, bineînțeles că nu ne dorim, dar poate că nu am ajunge într-un scenariu 5 în situația în care am face mai multe testări, domnule Marinescu. Sigur că testările ar trebui să facă cât de mult e posibil. Acum m-aș gândit și la partea practică a lucrurilor, că totuși în ultimele săptămâni s-a încercat cât s-a putut de mult, adică numărul testărilor a crescut de la 6-700 la aproape de 3 ori mai mult. Adică sunt în momentul ăsta spre 2000 de teste pe zi și ar trebui să fie și mai mult de atât. Pentru că deja avem categorii largi, populaționale, adică știți bine, personalul medical este în momentul ăsta în lupa testării, mai ales dacă are o simptomatologie, dar și dacă nu are. În plus, persoanele în vârstă și cei care au factori de risc și au afecțiune respiratorie sunt automat testați și pentru COVID-19, pentru a avea un diagnostic mai rapid. Deci e nevoie de testare, categoric. Bun, ultima mea întrebare. În opinia dumneavoastră, vârful pandemiei, vârful epidemiei în România va fi atins acum în perioada Paștelui, urmând, după cum am văzut, eventuale relaxări apropo de decizii spre finalul lunii mai? În principiu, lucrurile ar trebui să arate așa. Undeva după sărbătorile pascale, spre 1 mai, ar trebui să avem vârful îmbolnăvirilor. Doar că partea de relaxare de care vorbim se va întâmpla treptat. Că vom avea o scădere a numărului de îmbolnăviri în cursul lunii martie și probabil că în finalul lunii martie, început de lună iunie, măsurile se vor putea relaxa.